Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un episod foarte interesant și foarte așteptat de către voi și de către mine. Vom reconstruie echipa lui Dinamo București. Dacă vă place această serie și vreți să vedeți episoade în continuare, știți ce aveți de făcut, băgați acolo un like și aștept în comentarii sugestii pentru echipe pe care ar trebui să le mai reconstruim și desigur, ca să nu ratezi episoadele următoare, bag acolo un subscribe. Ei bine, de data aceasta suntem cu o echipă foarte iubită din Liga 1. Suntem alături de Dinamo București 1948, o echipă de tradiție în România, o echipă foarte iubită și băi, o echipă cu un palmares incredibil, cu performanțe foarte mari și în Europa și în Liga 1 și așa mai departe. Dar din păcate Dinamo trece printr-o perioadă foarte nașpa de câțiva ani, sunt probleme cu banii, sunt probleme cu finanțatorii și așa mai departe. Nu o să intru aici în detalii pentru că nu are rost, toată lumea știe situația actuală, să sperăm că nu o să retrogradeze. Ar fi foarte păcat ca și Dinamo să retrogradeze, să o ia de la capăt, să sperăm că lucrurile o să meargă spre bine și că o să se rezolve cu echipa și o să-și revină la forma care a fost odată când se bătea acolo la titlu cu echipele mari, pentru că e o echipă de tradiție, e o echipă iubită și așa mai departe. Ce vom face astăzi și care este scopul acestui rebuild? Este vorba că trebuie să aducem Dinamo București pe culmile gloriei din nou. O să fie o provocare destul de mare pentru că lotul nu ne-a ajutat de mult, banii nu sunt mulți, ca și în realitate avem doar 1 milion de euro buget, dar este un challenge și vreau să-l completăm, vreau să luăm campionatul, cupa și să ajungem în grupele Champions League. Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League. Dinamo n-a mai fost în Champions League, în grupele Champions League din 2006, când a ajuns acolo și ce performanțe făcea atunci. În 2006-2007 au luat și campionatul, deci o să fie un parcurs foarte, foarte lung să ajungem din nou la acele performanțe, dar avem tineri, avem speranță și ne punem pe reconstrucția acestei echipe. În primul rând am pus pe transfer list toți jucătorii care sunt bătrâni, care nu prea au treabă atât de mult cu Dinamo. Grigore deja primește ceva ofertă, vom vedea dacă îl dăm pe acestea. Deja am pus toți jucătorii pe transfer list care nu prea îi văd la echipă. Am păstrat mai mult tinerii și cred că vom face o echipă foarte bună din punct de vedere al potențialului. Nu prea avem foarte mulți jucători, foarte mulți bani, dar ne descurcăm cu ce avem. Eu zic că o să ne ia undeva la 5-6 sezoane, dar vom vedea, dar este mult de muncă. Vom lua și un scouter, să vedem ce scouter luăm aici. O să luăm un scouter din Republica Cehă. Ia să vedem dacă mai găsim aici ceva interesant. Îl mai avem pe ăsta. Ăsta o să-l trimitem în România și ăsta o să-l trimitem în Spania, frate. Toată lumea știe că Dinamo este cunoscută în ultima perioadă pentru mulți spanioli, așa că vom lua spanioli, vom lua moldoveni și români. Cam ăștia sunt jucătorii, nu o să iau altă nație. Acestea sunt naționalitățile pe care le vom folosi ca să fie challenge-ul mai greu. Deci avem 3 naționalități. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Hai să ne uităm puțin și la academie. Mie m-am uitat deja și l-avem pe Marin Cristea, dacă mai țineți minte ce făcea Andrei Cristea la Dinamo București, să zicem că el va fi urmașul, va juca atacant, l-am pus acolo ca și striker, o să intre direct în prima echipă, nu se pune problema. Marin Cristea, jucătorul de la Academie și plus de asta ne vom folosi foarte mult de Academie ca și Dinamo în realitate, cu ce tineri mai au aceștia. Se pare că ne descurcăm foarte bine în acest turneu amical, câștigăm turneu amical, ceea ce înseamnă că vom primi 2 milioane de euro. Foarte bun banii ăștia, foarte bun banii ăștia. Deja jucătorul nostru de la Academie este striker, 63 overe pentru acesta, direct în primul 11 va intra Cristea. Suntem în ultima oră de transferuri, nu o să mai facem niciun transfer pentru că nu ne mai permite bugetul să aducem un jucător foarte important, dar vedeți aici, am vândut 4.700.000 în valoare de 4.700.000 și au venit 3.700.000, am cheltuit pe jucători, jucători mulți, jucători importanți care au mai jucat la Dinamo, mulți dintre ei. Hai să vedem aici că e interesant. Valentin Costache, fost jucător la Dinamo, de la Academia lui Dinamo, 2 milioane, bă, 2 milioane de euro pe... Nu cred că a dat niciodată Dinamo atâta pe un jucător, posibil,
dar eu nu țin minte să fi făcut un transfer atât de bun Dinamo. Costache revine la Dinamo București, după aia Dorin Rotariu, doamne, cine își amintește ce bine juca acest jucător, revine la Dinamo, cred că juca în Suedia, dacă nu mă înșel, s-ar putea în Suedia, oricum, juca în afară, de foarte mult timp joacă în afară și uite că revine, 900.000 plus grădinarul pentru Dorin Rotariu, revine în țară și este pregătit să facă performanță cu Dinamo. Radu pleacă pentru 1.250.000, n-aveam cum să refuz acest transfer. După aia Grigore pleacă pentru 1.200.000, la fel, bani buni, bani foarte foarte buni și am adus mulți jucători. Dan Nistor revine, 340.000, era în ultimul an de contract, am dat puțin pe el. După aia Mihaiu pleacă pentru 630.000, nu prea mai crește Mihaiu, nu mai are potențial atât de bun. Carp pleacă pentru 600.000, Morar pleacă pentru 550.000, Răuță pleacă și el. Vine un jucător de la Arsenal, am zis că avem voie spanioli, Lopez, este un tânăr jucător pe poziția de LB, avem nevoie acolo pe poziția de LB, nu avem pe nimeni cu potențial, 500.000 pentru Lopez. Dragoș Grigore revine și la Dinamo pentru 50.000 de euro plus Patriche. Borcea pleacă în loan și acestea sunt transferurile din primul sezon. Extraordinare din punctul meu de vedere. Mulți jucători care au jucat la Dinamo și echipa arată interesant. Imediat o să vă arăt când este și full fitness. Cam așa arată echipa în primul nostru sezon. Mi se pare deja o îmbunătățire majoră. Cristea, Rotariu, Nistor, Matei aici, Costache, Torje pe dreapta, Crețu, Ekman, Grigore, Lopez și Eșanu în poartă. Clar nu o să joace Lopez, probabil că o să joace Filip acum la început, dar o să ia locul Lopez lui Filip. O bancă de rezervă cu foarte mult potențial aici la Bani, Bordușanu, Lopez, Giafer are și el foarte mult potențial, o să joace și aceștia. Așa arată echipa, hai să vedem cum se descurcă în primul sezon. Urmează să se termine sezonul și bă, ceva îmi spune că am făcut mai bine decât se aștepta oricine. Am bătut CFR-ul, am bătut Universitatea Craiova. Bă, și n-am făcut ceva special, pur și simplu am vândut jucătorii care, bă, nu aveau potențial și am luat jucători care au potențial. Adică ne-a ajutat foarte mult turneul ăla de la început pentru că am primit 2 milioane și bă, cu 2 milioane chiar faci treabă. Terminăm pe locul 2 după un sezon corect. După un sezon corect ai nevoie doar de câteva milioane să-ți revii și uite că Dinamo București este înapoi unde trebuie să fie, pe locul 2, adică în play-off aici cu băieții grei, cu voluntarea CFR Universitatea UTA pe 3, tare, și FCSB pe primul loc, cred că FCSB-ul, doar FCSB-ul ne-au bătut. Hai să vedem cum arată echipa arată din ce în ce mai bine. Mai scad unii jucători, Grigore vedem 64, Nistor 69, Matei 65, Costache crește la 76. Hai să vedem ce s-a întâmplat în competițiile acestea. Cristea al nostru, nu este Andrei Cristea, dar este Cristea. 18 goluri în campionat și mă bucură foarte, foarte mult acest lucru. Hai să vedem ăsta regulat, campionatul regulat. Terminăm pe locul 4. Foarte bine, foarte, foarte bine. În cupă, ce am făcut în cupă? Voluntaria cupa. În cupă ne-a eliminat FCSB în prima rundă. Ok, interesant. Și în rest nu mai avem la ce să ne uităm. Dar suntem pe locul 2, ceea ce înseamnă că suntem în preliminarele Europa League. Cred că da, sau Conference League, oricum nu contează, Conference League, Europa League este foarte bine. Hai să vedem, Eșanu crește 4 puncte, o să dăm așa pe statistici, Eșanu crește 4 puncte. De ce a jucat Cristiano atât de multe? Oh, doamne, nu voiam să se întâmple chestia asta, oricum Cristiano pleacă, rămâne liber de contract. 6 puncte Lopez, foarte, foarte bine, deja i-a luat locul lui Filip. Îmi pare rău, Filip, 28 de ani, nu prea mai văd viitor pentru Filip. Chiar dacă Stelianu Filip este un jucător vechi la Dinamo, o să rămână aici, nu o să-l dăm afară. Am adus și un tânăr jucător de la Academia, Robert Varias, are potențial. După aia Ekman a jucat acolo multe meciuri, 36 meciuri, crește 4 puncte. Grigore, din păcate, vârsta îți spune cuvântul. În locul lui vine Denis Giafer, cred că da, Giafer, 65 overe, foarte bine aici, îmi place ce văd. Va mai trebui să luăm un fundaș acolo pentru că
nu prea ne mai descurcăm. Grigore pleacă după acest sezon, nu mai vrea să prelungească cu noi. Crețu plus 6, foarte bine Crețu, mă bucur. Tomozei a fost acolo rezerva lui, pe aici nu prea s-a jucat. Pieret pleacă, clauza lui de reziliere a fost plătită. Gabriel am făcut cât de mă, nu prea a jucat, oricum pleacă și el. Nistor, capitanul nostru, 40 de partide, 4 goluri, 5 asisturi. Matei a jucat și el acolo. A venit și acest băiat de la Academie care a făcut 60 OVR, showing great potential. Nicolae Lupu, care va fi viitorul acolo în locul lui Matei. Vine locul lui Matei foarte, foarte curând. Borcea a fost împrumutat, nu prea a jucat din păcate. Rotariu, 8 goluri, 5 asisturi, foarte bine. Plus 4 puncte la 26 de ani. Băi, e ceva. Costache, plus 9 Costache. Wow. Plus 9 puncte Costache. Asta e surprinzător de bine. Bordușanu joacă și el, face plus 4. Torje, din păcate, vârsta își spune cuvântul, dar a jucat 31 de meciuri, 7 goluri, 2 asisturi. Banii joacă și el acolo, 4 goluri, 1 asist. Cristea, 18 goluri, 2 asisturi. Și Ivanovski a jucat și el câteva, cu 2 goluri. Golditorul nostru, Marin Cristea, după aia Costache, Dorin Rotariu și Gabriel Torje. La asisturi este Dan Nistor pe primul loc alături de Rotariu. Un prim sezon foarte bun, sunt mulțumit de ce am făcut cu această echipă. În continuare trebuie să facem performanță și jucătorii va trebui să crească și vom aduce întăriri pentru sezonul european. Intrăm în play-off-ul Conference League, ceea ce este foarte, foarte interesant. Am făcut câteva transferuri, imediat vi le arăt. Hai să vedem ce am făcut de data aceasta. Băi, aducem o legendă a lui Lazio, putem să zicem. Pentru Dinamo, a jucat la Dinamo, a plecat de la Dinamo, dar pentru Lazio este jucătorul cu cel mai multe meciuri în tricoul albaștrilor. Plus de asta revine România, știți că a fost și problema că nu a vrut să joace pentru Naționala României, este alegerea lui pur și simplu, dar revine în România la 35 de ani. Ștefan Radu, 1.750.000, Cătălin Cârjan, 1.250.000, de la Arsenal. Deci două echipe de top din Europa transferă jucător la Dinamo. Tomozei pleacă la Faro Constanța, Dragomir vine liber de contract și acestea sunt transferurile pe care le facem. Nu mai avem buget foarte mult, să sperăm că ne va ajunge acest buget care nu e foarte mare. Da, o să vedem ce facem în orice caz. Hai să vedem ce facem în play-off-ul Conference League. Echipa arată destul de binișor, pot să zic că îmi place cum se conturează echipa. Avem și un atacant acolo, eventual o să mai au eu un portar ceva, ori de la Academie, ori de la Free Agents, dar îmi place cum arată echipa, arată foarte, foarte bine. În orice caz, hai să vedem ce facem în play-off. Primul meci și 1-0, Costache câștigă acest meci și hai să vedem dacă intrăm în grupele conferencing. Ar fi foarte tare din al doilea sezon să intrăm în grupe. Aducem și un portar liber de contract spaniol, 65 OVR, nu știu dacă îi va lua locul lui Eșanu, dar avem neapărat nevoie de un portar secundar, să zicem așa. Marcano, spaniol, cum v-am obișnuit, și ne pregătim de retur. Vine returul cu această echipă, nu o să încerc să-i pronunț numele, dar pam 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 pam, 1-1, ne calificăm în grupele Conference League. Hai să vedem ce grupă avem. Și avem o grupă în felul următor, cu Braga, Panathinaikos și Bodoglimt. Este o grupă greuță, este o grupă greuță, mai ales Braga, o echipă foarte bună. Poate cumva terminăm pe locul 2, dar rămâne de văzut. Haideți să vedem ce face echipa în sezonul cu numărul 2. Și hai să vedem cum a mers sezonul ăsta. Am văzut că nu am fost în cupă, în finala cupei, dar în rest terminăm pe primul loc în campionat. Băi, ești nebun. Bă, și ce play-off. Ăsta da play-off, frate. Dinamo, CFR, FCSB, Universitatea Faro și Rapid. Bă, ăsta e un play-off adevărat. Din punctul meu de vedere, ăsta e un play-off cu istorie. Bă, ăsta da, cel mai frumos play-off pe care l-am văzut în ultima vreme, din simulări și așa mai departe. Pe primul loc Dinamo București, incredibil. Hai să vedem cum arată echipa.
Echipa, aparent, n-au jucat tinerii noștri jucători, a jucat Nistor și Matei și aici Radu. Radu ajunge la 70 OVR, de înțeles, are 36 de ani, e momentul să scadă, echipa e foarte, foarte bine conturată, din păcate aici la mijloc nu prea îmi place ce se întâmplă, adică se vede cam mici minusuri în mijloc, dar le vom rezolva să sperăm în următoarea perioadă de transferuri sau să vină ceva tineri interesanți. Hai să vedem ce am făcut în campionat. În primul rând, am terminat pe primul loc, Cristea, golgheterul nostru și golgheterul campionatului, desigur. Campionatul regulat îl terminăm tot pe primul loc, desigur. Foarte tare, mă bucură chestia asta. Ia să vedem cupa, ce am făcut în cupă în prima rundă cu CFR-ul. Nu mă las până nu iau măcar cupa. Hai să vedem în Conference League. În Conference League terminăm pe 3 la egalitate de puncte cu Panathinaikos. Bă, într-un fel sunt fericit, într-un fel sunt trist că nu ne-am calificat, dar totuși 8 puncte în Conference League nu e rău. Chiar nu e rău, să fiu sincer cu voi. Un sezon bun, hai să ne uităm și pe statisticile individuale. Eșanu, titlul anul nostru în poartă, 69 VR, se pare că nu mai crește atât de mult, s-ar putea ca Marcano să ia locul acolo în poartă. Lopez, titularul nostru pe poziția de fundaș stânga, plus 6 OVR, Varias este acolo, rezerva lui a crescut, plus 7, foarte, foarte mult Varias, Ekman, plus 2, Radu, minus 5, Giafer, plus 2, nu știu dacă se retrage, nu se retrage Radu, o să mai rămână la club, vreau să se retragă la club, a player for the history books, așa e, bă. Așa e, Crețu aici, plus 2, foarte, foarte bine, a venit și un jucător de la Academie, moldovean, plus 2, Vladimirescu, Filip, plus 1, a jucat și el acolo, l-am făcut CDM pentru că deja aveam un LB, Nistor se retrage, din păcate, la finalul sezonului, l-am pus pe lista de transferuri, am zis că poate mai facem rost de niște bănuți, dar în orice caz, este un jucător foarte bun, ne-a ajutat aici două sezoane, Nistor se retrage la 35 de ani, Matei și el ne ajută în continuare foarte mult, 66 OVR pentru el, 31 de ani, Lupu, Nicolae Lupu venit de la Academie, plus 4, o să ia locul lui Matei și Nistor, băieții ăștia doi, Lupu și Cârjan, doi tineri jucători care urmează să facă tranziția următorul sezon. Rotariu crește și el, plus 2 la 27 de ani. Ce sezon are Rotariu, care revine Liga 1. Brătianu, ia să vedem, nu prea are potențial Brătianu, din păcate. Asta este. Liber de contract l-am luat și pe Rare și Lie. Acum pe final de sezon l-am văzut că e liber de contract, am zis, bă, hai să-l iau și pe Rare și Lie, jucător de la Rapid. Trădează puțin Rapidul, dar am zis că o să fie interesant să vină aici. Borcea o să plece în împrumut, plus 5 OVR pentru el. Costache plus 1, doar plus 1, slăbuț Costache pe partea asta, dar totuși a marcat destul de multe goluri. Uite și Bordușanu joacă destul de meciuri pentru 18 ani, plus 5 este acolo. Banii, Ahmed Banii crește, plus 4. Vladimirescu venit de la Academie. Pangratiu venit și el de la Academie. Torje, din păcate, se retrage și el la 33 de ani, mai devreme decât Nistor. Cristea, cel mai bun atacant al nostru, și Dragomir este și el aici, rezerva lui. Ce echipă avem aici, să vedem, 25 de goluri Cristea, 14 Costache, Rotariu 13 și la asisturi, mamă, Dorin Rotariu, băi, ce, aproape 30 de contribuții, aproape 30 de contribuții, incredibil, incredibil așa ceva. Ce sezon a avut Dinamo, ca depus în cărți acolo, luăm și campionatul după foarte mult timp, în 2023 luăm campionatul. Hai să vedem ce facem următorul sezon. Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League. Suntem în calificările de la Champions League. Am picat cu Celtic, o echipă bună din Scoția, alături de Rangers, echipe bune. Dar noi suntem Dinamo București și hai să încercăm, mamă, sunt morți jucătorii,
efectiv sunt morți. Am făcut și un transfer, vine Albu de la FCU și am mai adus un tânăr jucător pe Rusu, liber de contract. Hai să vedem ce facem cu echipa, că nici primul 11 nu putem să-l punem. Au mai venit doi jucători de la Academie, Blerinca, care cred că o să ia în timp util locul lui Eșanu. Da, o să trimitem cea mai bună echipă. Hai să vedem ce facem cu Celtic în tur. În retur ar trebui să ne descurcăm mai bine, pentru că o să avem doi jucători apți. Hai să vedem, 1-0. Nu mă panichez că poate mai avem șanse, dar e greu, e greu. Măcar să ajungem în play-off, după aia să ajungem în Europa League. Oricum v-am zis că probabil că nu o să ajungem atât de repede, dar totuși este sezonul cu numărul 3. Deci, na, totuși. Trimitem cea mai bună echipă în meciul cu Celtic. Singurul sub 70 vedem că este Cârjan, care o să ajungă și la 70 cât de curând. Hai să vedem ce facem cu cei de la Celtic. Hai de victorie! 2-2, din păcate nu ne calificăm în al treilea sezon în Champions League. Atât vreau să vă zic, că suntem cheliuță, nu mai avem nimic aici, efectiv, gen, suntem pe zero aproape cu bugetul, nu mai putem să aducem niciun jucător, dar am adus niște super jucători la club. Hai să vă arăt. În primul și primul rând, Dejan Sorescu revine la Dinamo, la Dinamo, revine la Dinamo. Vezi voi, Ehman a plecat pentru 2 milioane, pentru că nu puteam, efectiv, el era nemulțumit de contract, eu încercam să-i ofer contract, nu mă lăsa să-i ofer contract, așa că el a plecat. A fost nevoit să plece, că nu-i ofeream contract. Și ce am făcut? L-am cumpărat înapoi pentru acea sumă, efectiv. Am pierdut maxim 200 de mii, dar l-am cumpărat înapoi, am rezolvat problema cu contractul. Matei rămânea în ultimul an de contract, a vrut să plece, n-am putut să-l mai țin, am zis, bă, hai, lăsăm pe Matei, 720 de mii pentru 32 de ani e foarte ok. Crețu pleacă la Braga pentru 3 milioane de euro și Nedelcearu revine la Dinamo, încă o revenire extraordinară. Un jucător de națională care a plecat tot așa de la Dinamo, extraordinar. Marcano pleacă și el, 1.700.000, Blerinca a venit și el gratis și pe aici restul transferurilor pe care le-am făcut și în prima parte a sezonului. Suntem în ianuarie și am zis că odată ce ne elimină Celtic am crezut că nu mai intrăm în Europa League, dar inițial nu știam ce se întâmplă, dar uite că am intrat în Europa League și am avut grupă cu Lazio, fostă echipă lui Radu, Spurs și iar Bodo ăia, deci a doua oră când dăm de Bodo și terminăm pe locul 3, ceea ce înseamnă că mergem la preliminariile Conference League, din nou în Conference League, avem preliminarii cu Feyenoord, o echipă foarte puternică din Olanda. O să fie interesant să vedem aici ce facem în preliminarii. Echipa este foarte, foarte bună, dar nu prea ne descurcăm în campionat de bine. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Sepsi. Sepsi domină, efectiv domină. Unde e FCSB-ul? Pe 9. Wow, ce răsturnări de situație. Ce se întâmplă cu Sepsi? Ce jucători au, mă, ăștia de la Sepsi? Băi, Damașcan, atât de bun e Damașcan. Ia să-i dau, mă, un scaul lui Damașcan. Bă, atât de bine să meargă Sepsi. Bă, ești nebun. Bine ar fi să se descurce așa și în grupele europene. Bă, nu văd ceva așa wow ieșit din comun la Sepsi. Dar aia e. Suntem în ianuarie, nu mai avem bani de altceva. Se termină și perioada aceasta, nu mai vinde nimic. Sunt mulțumit și mergem la preliminariile cu Feyenoord. Hai să vedem ce facem în primul tur. Să sperăm că băieții sunt pregătiți. Ekman, Nedelcearu, Lopez, Eșanu, Sorescu, Cârjan, Albu, Costache, Rotariu, Bani și Cristea în atac. Hai să vedem cum se descurcă echipa. 2-2 în tur. Ar trebui niște fan cel mare să facem o schemă frumoasă. Vine returul cu Feyenoord, să sperăm că trecem de gruparea olandeză și 4-3, Cristea, Costache, Sorescu, mamă, dublă Costache, CM, 6-5 la general, de când am mai avut Dinamo un meci atât de trist, atât de strâns, de ce am zis trist, că totuși nu e chiar așa trist, în Europa și picăm mai departe cu Lens, o echipă bună din Ligue 1,
mă mir că a ajuns în Conference League, hai să simulăm până la meciul cu cei de la Lens, să sperăm că o să ne descurcăm bine, suntem și în play-off, se înjumătățesc punctele, cea mai bună echipă, la fel, băieții au crescut foarte, foarte mult, îmi place că văd acolo creștere, Costache a ajuns la 80, Cristea 81, Banii 75, Rotariu din păcate nu o să mai crească atât de mult, Crjan 70 a făcut și el, cum vă spuneam, hai să îi dăm, să vedem ce facem cu Lens, gruparea franceză și 3-1, ne-am cam luat-o, bă, băieți. Mamă, și în retur ne-ar trebui o minune, ținând cont că nici măcar nu-l avem pe Cristea, cel mai important jucător al nostru, nu îl avem, din păcate, asta este. Hai să jucăm fără Cristea, jucăm cu Dragomir în atac, împotriva celor de la Lens, avem nevoie de 3 puncte ca să... 3 goluri, mamă, ne-au dat ei 3 goluri, nu mai contează. Măcar am ajuns destul de departe în Conference League, în Round of 16, ceea ce e de apreciat. Pe noi, v-am zis, ne interesează grupele Champions League. Se termină și ultimul meci din Liga 1 și am fost pe muchie de cuțit să nu câștigăm campionatul. Vedeți că a fost diferență doar de 2 puncte, Cristea și Costache golgheteri. Băi, ce atacanți avem, ce atacanți avem acolo, ia uite Cristea, mamă, 87 de milioane Cristea, cum îl mai ținem pe băiatul ăsta Liga 1, spuneți-mi și mie, Golden Boot Winner pentru LPF, e rupere Cristea, efectiv, m-am uitat la potențialul lui, are 97 potențial, nu știu de unde a venit, regenul lui Andrei Cristea. Hai să ne uităm la ce a făcut echipa. Am terminat pe primul loc, ca de obicei. Terminăm și în campionatul regulat. Văd că Sepsis a cam lăsat-o după aia. FCSB câștigă play-out-ul. Sepsis pe ultimul loc. Surprinzător. În cupă nu mă aștept la nimic. Iar am fost eliminați în prim... Cred că cupa nu o să putem să o luăm. Efectiv, nu putem să luăm cupa. Suntem eliminați în prima chestie. În Europa League știți că am fost în grupă, cum v-am arătat, după aia ne-am calificat în runda preliminară, am scos Feyenoord și ne-a scos Lens, o echipă foarte bună care ajunge până în semifinale. Cupă câștigată de Wolverhampton, Europa League câștigată de Atalanta și Champions League, ce finală! Ce final aici. Hai să vedem ce au făcut băieții. Mă interesează să văd ce au făcut băieții aici. Eșanu crește plus 2. Blerinca plus 2 și el. Bă, o bătălie aici strânsă. Dar Eșanu încă este titular. O să urmeze și vremea lui Blerinca. Lopez, surprinzător, are un titular. Are competiție aici cu rusul Lucian. Rusul care vine din spate, a crescut 6 puncte acest sezon Lucian Rusu și s-ar putea să ia locul lui Lopez, îmi pare rău de Lopez, asta e, mai bine să avem un român pe partea aceea. Ehman n-a mai crescut deloc din păcate, nici n-a mai jucat, văd că a jucat Ștefan Radu care o să plece în 2 luni, îi expiră contractul, nu mai putem să-i prelungim. Nedelcearu crește plus 2 la 28 de ani, am mai văzut chestii de genul. Giafer crește și el plus 1, Sorescu nu crește, dar a avut un sezon destul de consistent, 30 de meciuri, 6 goluri pentru Râb, e extraordinar. Albu a jucat și el acolo, văd că am împărțit meciurile cu Filip, nu înțeleg de ce, posibil să se fie accidentat. Cârjan plus 4, Lupu plus 4, Dorin Rotariu a jucat aproape toate meciurile, cred că plus 2 și el, Rareșilie, rezerva lui plus 3, bă, un transfer bun Rareșilie, nu mă așteptam, Costache plus 4, ce sezon are Costache, 30 de contribuții la goluri, Bordușanu din păcate nu are atât de multe contribuții, Banii 8-5, Cristea 18 goluri și 8 asisturi și Dragomir în spatele lui, toți au jucat. Dinescu a jucat cel mai puțin. Hai să vedem golgheter, Costache, Dorin Rotariu și pe aia Cristea, surprinzător. Și la asisturi Costache, băi, ce sezon are Costache. Valentin Costache rupe tot. Și cel mai multe meciuri Cristea cu Dorin Rotariu. Da, acesta este sezonul cu numărul 4, un sezon foarte, foarte... Nu, este sezonul cu numărul 3. Acum m-am uitat, este sezonul cu numărul 3
și ne-am descurcat foarte bine, chiar surprinzător de bine. Bă, ăștia deja vor, uitați-vă și voi, reach the quarter finals în Europa Conference League. Bă, da, chiar așa, ne băteam la retrogradare și voi vreți în quarter finals. Bă, lasă-mă, mă, s-a de treabă, win-ul. Le-am câștigat Liga 1, de să nu le mai au nimica. Și văd sign one crucial first team player. Știți care e problema? Nu prea avem variante la jucători români care să intre în echipă și să facă diferența și să fie și cât de cât realist, adică gen, ok, facem un transfer, dar să nu luăm un jucător care a jucat la o rivală sau și așa mai departe. Să zicem că Curare și Lee a fost o excepție. Bă, ce jucător am prins la Academie, wow, e prea, prea tânăr, o să ia locul lui Dorin Rotariu, o să vedeți. Deja 66 OVR. Nu pot să iau acum jucători care au trecut pe la Steaua, care au trecut pe la Craiova, pentru că ai parcă la Craiova aș mai putea să iau, dar sincer greu să mai îmbunătățesc squad-ul în momentul de față. O să vedem ce facem în sezonul cu numărul 4. Sezonul cu numărul 4 este aproape să fie sezonul în care revine Dinamo în Champions League, așa că Lăsați Dinamo să se pregătească pentru Champions League, pentru că suntem în play-off-ul Champions League cu Young Boys. Am trecut de calificări cu Dundalk și văd aici că am bătut 4-1. Este foarte bine, avem un play-off destul de greu, Young Boys, o echipă foarte puternică. Dar am adus întăriri, băieți, pregătiți-vă că e groasă. Sunteți pregătiți să vedeți ce tank am adus. Am adus un tank, hai să vă arăt la transferuri aici. Sunt cheliuță, efectiv nu mai am niciun... Mamă, ați văzut pentru o fracțiune de secund acolo. Nu mai am bani, o să rămân cu bugetul așa ca să mai fie problemă. Hai să ne uităm pe cine am adus. Poate e și aici la cel mai scump... Nu, clar, nu e cel... Ionuț Andrei Radu revine la Dinamo. Pentru cei care nu știau, Radu a jucat la Academia lui Dinamo, a jucat și pentru Steaua, tot așa la Academie, nu pentru echipa mare, dar putem să zicem că a fost parte din echipa lui Dinamo și am readus un băiat acasă. Din nou, câți jucători aducem la Dinamo, de-aia să facem rebuild-ul mai interesant, chiar mi se pare foarte interesant. Blerinca pleacă plus 10 milioane de euro, când a făcut vreodată o echipă din Liga 1 un transfer, adică să vină la echipă de 10 milioane de euro. Adevărul este că și l-am vândut pe Lopez pentru aproape 1 milioane. De ce l-am vândut pe Lopez? Pentru că a venit alt tânăr jucător, crește mult mai bine, este și român și am zis, bă, n-are rost să țin doi de același OVR. L-am luat și pe Dragomir, un tânăr jucător român. Nu l-am luat pe Dragomir, l-am dat pe Dragomir și l-am luat pe Olaru. Juca în Polonia și mi se părea foarte interesant și are și potențial peste 80 și ceva. Borcea pleacă în loan. Și mai aducem un jucător liber de contract, Barrios, un CDM pe care îl vom folosi drept KB. Nu avem un KB foarte bun care să mai crească. Din păcate, Ehman și mai e un băiat în apărare, Giafer, nu cresc atât de mult. Deja s-au blocat, nu mai cresc. Adică Ehman nu cred că a mai crescut de nu știu când. Și am nevoie acolo de un fundaș în plus, să zicem, un fundaș mai bun în OVR. În rest, echipa arată foarte bine, îmbunătățim și portarul, îmbunătățim imediat și apărarea cu jucătorul acela. Hai să vedem ce facem în play-off. Îmi place din ce în ce mai mult cum se conturează acest rebuild, 2-0. Și chiar dacă o să ajungem în grupe, o să mai fac un sezon. Vreau să facem 5 sezoane. Să vedem cum ne descurcăm mai departe. Poate și câștigăm, poate ne calificăm mai departe într-o competiție europeană, mai mult de grupe. Aș vrea să-l dau pe Rare și Lie. O să-l dăm, de ce? Pentru că am primit un jucător de la Academie foarte, foarte bun, care are has potential to be special, și anume Rusu. Ăsta o să crească foarte mult, este perfect. Fix când o să crească el, o să scadă Rotariu și o să ia locul lui Rotariu. Vine returul cu Young Boys și să sperăm că aceștia nu ne vor pune probleme. Totuși avem un avantaj de 2 goluri, n-ar trebui să fie o problemă și 2-1 câștigăm și returul și intrăm în grupele Champions League după o pauză foarte mare. Pleacă și Ilie de la club. Mamă, ce grup avem în Champions League, PSG, Atalanta și o echipă din Turcia. Da, ce pot să zic, o să fie foarte greu.
Băi, e interesant că suntem pe... am fost în urna a treia, n-am fost în urna a patra, asta mă surprinde puțin, dar să sperăm că terminăm pe locul 3. Obiectivul meu este să terminăm pe locul 3. Acum rămâne de văzut. Messi revine din nou la București, dacă mai țineți minte, amicalul pe care l-a jucat Barcelona cu Dinamo. Revine Messi la București, dacă încă o joacă Messi. Ha, varam, dacă mai joacă, o să ne uităm așa puțin și peste restul grupelor. Clar, nu este nicio echipă românească în rest. N-avem nici echipă românească în Conference League, dar ia să vedem în... N-avem nici în Conference League, da, și aparent nu este nicio echipă în Europa sau în Conference League, deci practic reprezentăm România în Champions League, ceea ce e extraordinar. Se duce și perioada de transferuri, haideți să simulăm până în iarnă, să vedem cum se descurcă această echipă. Dinamo în Champions League nu s-a calificat, dar s-a calificat în Europa League, am bătut echipa din Turcia de două ori, ne-am luat bătaie pe unde am prins, uitați-vă și voi. Deci am bătut echipa din Turcia, ne-am luat bătaie de la Atalanta 2-1, 5-1 de la PSG, ne-a dat o Messi că acolo n-a avut milă, după aia 3-0 de la PSG, iar am bătut echipa din Turcia și 4-2 cu Atalanta, ne-au dat pe unde ne-au prins. Băieții ăștia, dar suntem în Europa League. Nu m-am uitat cu cine am picat mai departe în Europa League, o să vedem împreună. Și am picat cu Everton, come on. E Real Madrid aici, Dortmund, ce echipe, Milan, ce echipe sunt în Europa League. Bă, ce facem, mă, se schimbă. Ia uite, Atletico Madrid e în Conference League. Bă, nu mai înțeleg nimica. Bă, păi și în Champions League cine mai rămâne, mă? Da, uite, văd o surpriză, Wolfsburg, Panathinaikos, ok, surprinzător. Hai să vedem ce facem cu Everton, am putea să facem o mică surpriză, nu o să mai facem niciun transfer pentru că nu mai avem buget și simulăm până la meciul cu Everton. Cea mai bună echipă o trimitem în teren în meciul cu Everton, nu avem ce să schimbăm mai mult de atât, da, asta e cea mai bună echipă, deja nu prea mai putem să facem modificări, adică orice român am aduce sau moldovean nu ar face diferență, adică nu ar fi mult mai bun decât ce avem noi, adică na, poate ar fi cu un OVR sau doi în plus, dar ar scădea, probabil că n-ar avea, cum se numește, potențial foarte mare și nu vreau să mă duc nici acum să iau de la rivale sau așa mai departe. Hai să vedem primul meci cu Everton, 2-2, Sorescu și Cristea înscriu pentru noi. Un rezultat pozitiv din punctul meu de vedere și să ținem cont ce echipă mare este Everton. Se pare că revine în Europa League, vom juca cu rezervele pentru a odihni jucătorii. Mă rog, rezervele și Sorescu care are 90 pace, mamă, Vladimirescu, câte goluri a dat Vladimirescu și ăsta e fundaș. Ok, și Sorescu are 90 ceva stamina. Hai să vedem ce facem. Are roșu, bă. Are roșu. Cum o dăm? Da, cred că riscăm și jucăm cu Vladimirescu, care mai mult șarbnesc și a avut un meci extraordinar cu cei din Liga 1. Hai să vedem. Meciul cu Everton, avem o mare, mare lipsă pe Sorescu. Asta este, hai să vedem ce facem, bam, 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 2-1, în prelungiri, batem Everton în prelungiri și intrăm în 16-im, cred, da, bă, și picăm cu Ajax, echipă foarte bună Ajax, cu mulți jucători tineri și o să fie o problemă, pe aici câteva echipe interesante, Realul rămâne, Milan rămâne, bă, nu știu ce să zic, o să fie greu meciul cu Ajax, dar rămâne de văzut ce facem. Cea mai bună echipă o trimitem în teren cu Ajax, aproape 90 OVR, Cristea, Costache 84, Rotariu face și el aproape 80, Bani face și el aproape 80, Radu a crescut un OVR de când a venit la noi, în apărare se vede că avem mici minusuri și la mijloc, dar nu avem variante, efectiv nu avem variante, doar să așteptăm să crească jucătorii. Hai să vedem ce facem cu Ajax Amsterdam, să sperăm că e un meci mare și Rusu înscrie. Surprinzător, Rusu înscrie, fundașul nostru stânga. Băi, ce se întâmplă cu fundașii stânga? Demarchează atâta. Returul cu Ajax.
Haide să reproducem ce făcea odată Dinamo când ajunsese, știu că a ajuns odată în semifinale, în Cupa Cupelor, cred, prin 1980 și ceva. Nu este Cupa Cupelor, Cupa Cupelor, dacă nu mă înșel, este Champions League, dar totuși este Europa League aici. Nivelul clar a crescut și România a scăzut. Hai să vedem, te rog frumos, Ajax Amsterdam. Să sperăm că îi batem. Ne-au bătut la penaltiuri, bă. Ne-au bătut la penaltiuri. A fost 1-1 la general, am intrat în prelungiri. Cristian scrie, Rotariu ratează și Costache pentru noi. Incredibil. Incredibil. Asta este, băieți, se mai întâmplă. Am ajuns departe totuși. Am ajuns departe și v-am mai promis încă un sezon pe lângă acesta și mă țin de cuvânt. Nu o să fac, nu o să simulez chiar fiecare meci în parte, până acum am cam simulat fiecare meci în parte, dar o să vedem cum se descurcă echipa fără să am eu grijă de ea și așa mai departe. Adică n-am făcut mare chestie, pur și simplu. Bun, câștigăm și cu FCSB. Pur și simplu mă uitam când nu erau mulțumiți de contracte. Sunt probleme cu contractele la o echipă mai mică. Îi puneam la antrenamente, schimbam antrenamentele și așa mai departe. Schimbam și cu rezerve. Vedeți că am două squaduri aici ca să joace toată lumea să fie fericită. Și da, necesită mai mult timp. Adică cred că mi-a luat vreo 3 zile să filmez această simulare și undeva la 8 ore de jucat, ceva de genul, aproximativ. În orice caz, merită, mie îmi plac foarte mult astea și sper că vă plac și vouă și vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Haideți să simulăm să vedem ce facem cu Chindia în finala cupei. Bă, trebuie să luăm și cupa. Trebuie neapărat să luăm și cupa. Da, nu este finala cupei, am văzut, este semifinala cupei cu Chindia, Târgoviște și 3-2 Cristea și Costache. Hai să vedem cu cine avem finala cupei. Din păcate, finala cupei este cu Farul Constanța. Nu este problema că este cu Farul, este problema că nu am fost cu FCSB, bă, să fie o finală. Bă, mai țineți minte, prin 2010-2011, nu mai țin minte când a jucat Dinamo cu Steaua în finala cupei. Bă, ce vremuri. Țin minte că era meciul în care a plâns Storje, dacă nu mă înșel. Doamne, e incredibil. Atunci am apucat să-mi eu să mă uit la fotbal mai ca lumea. Și ce trece timpul. Cea mai bună echipă, ar trebui să câștigăm. Pă bune, că ar trebui să câștigăm cupa. Nici nu stau să mă gândesc. 4-1, Cristea. Hat-trick, mamă. 4 goluri, Cristea, ce hat-trick. Băi, ești nebun, a rupt efectiv jucătorul ăsta. Nu mai e de liga întâi, dar îl ținem noi forțat. Câștigăm cupa, câștigăm campionatul în acest sezon. Desigur, o performanță foarte... Mamă, diferență 20 de puncte în Liga 1. Wow, wow, și cu play-off-ul, frate. Deci nici înainte, când nu era treaba cu play-off-ul, nu se întâmpla chestia asta. Și se întâmplă acum cu play-off-ul. Play-off interesant, echilibrat, îmi place play-off-ul ăsta. Goal-getter clar, Cristea. 31 de goluri, Cristea. 31 de goluri. N-am văzut niciodată atâtea goluri într-un sezon din Liga 1. 31 de goluri. Și să nu uităm performanța pe care am făcut-o în Champions League și nu numai, și în Europa League. Am trecut desigur de Everton și după aia era să trecem și de Ajax, dar n-a vrut să fie. Hai să vedem finalele. Borussia cu Milan, ia să vedem Valencia-Chelsea. Și Conference League, Atletico și o echipă din Belgia. Ok, hai să vedem și statisticile pentru acest sezon. Sunt chiar foarte, foarte curios. Statisticile sunt în felul următor. Radu crește un punct, titularul nostru de când a venit. A mai prins și Eșanu câteva meciuri ca să nu fie nemulțumit. L-a mai băgat și pe el în Liga 1, dar clar Radu a fost sâlpul acolo. Știi? Și la simulări chiar ai nevoie de un portar super bun, adică un portar cu o vere mare. Și Eșanu la 72 OVR nu cred că era atât de bun în Europa. Clar avea nevoie de ceva mai bun și de aia l-am adus și pe Radu. Rusu, din păcate, nu a mai crescut atât de mult, doar 74 pentru el, totuși 21 de ani, te aștepta să crească mult mai mult. Asta este, oricum e un jucător foarte bun acolo. Vladimirescu, nu știu ce e cu el de a jucat atâtea meciuri, a jucat foarte multe, 21 de meciuri, plus 6, după aia Barrios, plus 4,
fundașul nostru central alături de Nedelcearu, amândoi au 76, foarte bine. Nedelcearu crește 2 puncte la 29 de ani. Ehman, rezervă, a jucat și el câteva meciuri. Giafer nu prea mai prinde lotul, din păcate, s-a blocat la 69 overe acolo, îmi pare rău de el. Sorescu 6 puncte, băi, ești nebun, la 27 de ani. Mă rog, nu mă miră, că are 8 goluri și 6 asisturi. Incredibil pentru un RB. Nici wingerii n-au atâta. Ba posibil să aibă wingerii și atâta. Albu, un jucător de bază acolo în mijloc, chiar dacă este low rated, mai low rated față de restul, dar să vină băieții grei. Santa Maria l-am adus în iarnă, liber de contract, avea nevoie acolo să întări în mijlocul. Filip nu prea mai face față, e depășit, dar nu vreau să-l dau, a jucat săracul un singur meci, este depășit, are 67 OVR, 31 de ani, dar nu vreau să-l dau, vreau să rămân aici până terminăm această simulare. Cătălin Cârjan, foarte bun acest sezon, plus 4 pentru el, nu prea are multe contribuții la goluri, dar ne ajută acolo mult în mijloc. Lupu, tot așa de la Academie, ne ajută mult. Dorin Rotariu, 12 goluri, 11 asisturi, incredibil. Rusu, de la Academie și el, plus 4 crește, să zicem, înlocuitorul lui Rotariu peste câțiva ani. Costache, 25 de goluri, 10 asisturi, incredibil Costache. Stați că vine Cristea, pregătiți-vă. Bordușanu, 3-2, perfect. Bani, are și el 11 goluri și 7 asisturi. Vladimirescu, aoleu, și Cristea, 40 de goluri. N-am văzut în viața mea atâtea goluri la o simulare. Mă jur că n-am văzut. Efectiv și de la duș pe Messi în Liga 1 n-o să dea atâtea goluri, nu cred. Nu cred că ar dea atâtea goluri. Și Olaru nu prea prins de Cristea. Cristea are și 99 stamina, deci joacă fiecare meci, efectiv. Da, interesant. Hai să mergem în următorul sezon, ultimul sezon, sezonul cu numărul 5, și vom vedea dacă mai aducem ceva. Mă gândesc că o să avem mai mulți bani, pentru că ne-am calificat și în Europa, am ieșit și din grupe, și am fost și în preliminarele Europa League. Hai să vedem, poate mai aducem un jucător 2 și după aia simulăm tot sezonul. Un singur transfer facem pentru că nu mai am opțiune, efectiv nu știu pe cine să mai aduc pentru că nu ar îmbunătăți squad-ul atât de mult. Clar mai sunt jucători români, dar nu o să mă apuc acum, v-am zis, să aduc jucători de la Steaua sau, nu știu, ai de un jucător pe care îi aduc mai mereu. Păluță să zicem că nu-l aduc mai mereu, dar este un upgrade micuț acolo la Albu, l-am dat pe Albu, luăm pe Băluță, plus 6 milioane de euro, rămâne cu 9 milioane, efectiv, avem 9 milioane. Să-i ținem pentru noi. În rest, echipa arată foarte bine, nu mai avem ce upgrade să facem. Pe stânga n-am pe cine să aduc, nu sunt fundați stânga foarte bun în România. Eu sunt mulțumit de squad, voiam să-l aduc și pe Drăgușin, dar este 75 OVR și nu cred că o să ne ajute foarte mult. În orice caz, arată foarte bine echipa, vom simula și vom vedea ce face Dinamo București în al 5-lea sezon de reconstrucție. Ce să simulez până la final, că suntem în quarter finals cu Barcelona. Uitați-vă și voi unde am ajuns. Uitați-vă unde am ajuns. Mă uitam și pe calendar și văd că am mers cu Barcelona așa lejer. Și nu e amical. Atenție că nu e amical. Uitați-vă ce echipe sunt aici. Real, Barcelona, Bayern München, Manchester City, PSG și așa strecurată Dinamo cu Wolfsburg. Ce tare, hai să vedem ce am făcut în Champions League. Am terminat pe locul 2. Ce se întâmplă cu Inter? Inter are o formă proastă aparent. Am făcut egal cu Inter, am bătut Rangers și am făcut iar egal cu Inter, am bătut Rangers și cam atât. Ne-au luat bătaie de la Manchester United, dar Manchester United este eliminată de Bayern München și noi rămânem din acea grupă. Interesant, avem duel de foc cu Barcelona. Bă, am ajuns aici, nu mai contează ce facem, am ajuns aici, asta este important. Echipa arată extraordinar, eu sunt mulțumit de această reconstrucție. Hai să vedem ce echipă are. Fati, Vriț, De Jong, Pogba, mamă, Pogba, Laporte, De Vrij, Pedrosa, mamă, Ter Stegen și Torres. Bă, bun jucător, ia să vedem, 1-1. Cristian scrie în minutul 35, deschide scorul. Voi vă dați seama ce nebunie să ia păcam nou bătaie Barcelona de la Dinamo, frate. N-au auzit aia niciodată de Dinamo, chiar dacă știți că am mai jucat odată cu aceștia. Odihnim jucătorii, trebuie să odihnim jucătorii, asta este clar.
cea mai bună echipă, o trimite, n-avem ce să trimite mai bun. Probabil că cine a cărat foarte, foarte mult acest sezon și gen pe parcursul nostru a fost Cristea, Costache și na, în ultimele sezoane a fost și Sorescu. Ăștia trei au fost baza și Rotariu, bă, chiar Rotariu a fost baza. Asta este, pregătit să luăm bătaie. Era clar, frate, n-ai ce să-i faci Barcelona. Bă, suntem prea mici să ne batem acolo cu Barcelona. Dar ajungem departe și mă bucură chestia asta, îmi dă un vibe foarte bun cum a decurs această simulare. Se termină și campionatul, se termină sezonul, 59 de puncte pe locul întâi, era clar, goalgetter Cristea, Costache și este și pe acolo Doni Rotariu. Hai să vedem în cupă, nu cred că am câștigat cupa, din câte am văzut, nu. Cupa... Blestemul cupei. Efectiv, am avut blestem episodul ăsta. Bă, să pierd mai în prima etapă. Câștigă Universitatea Craiova cupa, termină pe primul loc în play-off. Nicio înfrângere. Foarte, foarte tare. Un play-off interesant acolo, plin de albastru. Ok. Și parcursul în Champions League l-ați văzut deja. Hai să vedem cine a câștigat sau cine e în finală. Oh, Barcelona cu PSG. Na, n-am poftim. După aia frate, a mai fost odată finala asta, doar că era pe invers, era Milan în stânga și Borussia pe dreapta și Bayern cu Leicester, băi, tare finale, hai că mai știu și eu să vorbesc. Hai să vedem ce au făcut jucătorii. Radu crește plus 2, Șanu crește și el plus 1, chiar dacă a jucat doar două partide, Rusu plus 2, Vladimirescu plus 2, Barrios, cel mai bun fundaș al nostru, plus 4, din păcate nu am avut aici un român, n-a fost să fie, nu ne-a permis bugetul în momentul de față. Nedelcearu 76, Ehman 72, 70, Giafer, Sorescu 48 de partide, crește și el plus 3, Dinescu plus 5, mamă ce a crescut Dinescu, bă ești nebun, cum de a crescut Dinescu atâta? Habar n-am. După aia Băluță nu prea a jucat, nu înțeleg de ce, probabil că am împărțit meciurile cu băiatul ăsta. Filip a jucat, surprinzător, Filip care rămâne aici și e aici alături de foarte mulți jucători de la început, adică sunt câțiva jucători de la început. Cârjan crește doar plus 1, Lupu nu mai crește, Doni Rotariu crește plus 1, Rusu plus 3, Borcea n-a mai crescut săracul, a prins doar un meci, ce să facem, mic în OVR. Costache a rupt, efectiv a rupt, 29 de goluri, 9 asisturi, Bordoșanu 2 goluri, 1 asist, 13 goluri, 10 asisturi, Bani, Vladimirescu a mai dat și el pe acolo pe unde a apucat și Cristea 32 de goluri, 3 asisturi, incredibil, goalgetter, clar Cristea, Costache, Rotariu, da, oamenii mei de atac, Rotariu este și top acolo, asisturi, bă, unul dintre cei mai buni jucători, Rotariu și Cristea. Deci da, Rotariu, Cristea și Costache, cam ăștia au fost oamenii de bază. Hai să vedem și cât costă. 230 de milioane Cristea, 85 de milioane Costache, Sorescu, 84 de milioane, 35 de milioane Bani, 24 de milioane Barrios, Rotariu 20, Radu aproape 20, Cârjan 10, Băluță 10, Rusu 10, Rusu, avem doi de Rusu acum am realizat, Rusu 8, 6 Nedelcearu, Dinescu 5, Eșanu, uite aici o să înceapă jucătorii pe care, mă rog, în afară de Bani care a crescut destul de mult, Eșanu care a fost de la început, Ehman care a fost de la început, Bordoșanu a fost de la început, Giafer, Borcea, Filip au fost de la început alături de Bani. Am păstrat și din echipa originală, să zicem așa, să fie destul de realist. Sper că a plăcut această simulare. Cred că mi-a luat 10 ore să filmez episodul ăsta, dar nu contează, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a decurs. Sper că a plăcut, băgați un like și v-am pupat. Pa, pa!